Bun găsit! Situația cazurilor pozitive de COVID-19 în rândul personalului medical de la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan Cel Nou de la Suceava, la ora 12 pe 23 martie 2020, este următoarea. 18 medici și 9 asistenți medicali au fost confirmați pozitiv la infecția cu coronavirus. La această oră ei sunt internați la izolare în secția extinsă de boli infecțioase. Potrivit unui comunicat de presă al Spitalului Județean de Urgență Suceava de la apariția primelor cazuri de COVID-19 în România, spitalul nostru a făcut toate eforturile și a luat toate măsurile care au fost posibile pentru pregătirea unității medicale față de cazurile de infectare cu noul coronavirus. Intervenții de ordin investițional în secțiile de boli infecțioase și pneumologie, pregătirea spațiului pentru linia de analiză a probelor, achiziția echipamentelor și a materialelor necesare secțiilor pentru a fi protejat în fața virusului, în condiții de dificultate majore create de furnizorii care se aprovizionau din China. Toate echipamentele care au putut fi achiziționate în noile condiții de piață au fost cumpărate. În punctele sensibile din spital, precum UPU, boli infecțioase, pneumologie sau terapie intensivă, numărul dezinfecțiilor a crescut la 3-4 ori pe zi. Personalul a fost instruit și strictul necesar a fost asigurat. În secția boli infecțioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecție pentru personalul de intervenție la cazurile suspecte și confirmate cu COVID-19. Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privința istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, dar și cu o criză mondială în ceea ce privește echipamentele de protecție, situație care nu este specifică Spitalului Județean din Suceava, ci tuturor spitalelor din lume la această oră. Nu a fost neglijență din partea noastră. Am făcut tot ce am putut și am achiziționat toate materialele de protecție pe care le-am găsit pe piață. Unii dintre furnizori au mai și răspuns, alții au reziliat contractele întrucât nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluții în condiții de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus și în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetățeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur. Vom reuși doar împreună. Comunicatul Spitalului Județean de Urgență Sfântului Ancel Nou din Suceava este semnat de Comitetul Director al Instituției.